Dragii mei tauri, pentru cei care vă interesează despre viața voastră intimă, particulară, privată, câteva cărți. Am uitat, m-a luat povestea asta, ca și la berbec. S-au părut niște povești foarte interesante și... Of! De ce am fi vorbit așa de mult? Ia uite, 9 de spade, iar apar dezamăgiri, iar apare o persoană singură... 10! Că mi-am pus ochelarii deoparte. 10 de spade care v-a apărut și aici în minte. 10 de spade. Repet, ori un semn de aer care v-a trădat, ori un semn de aer care plânge. Ori pur și simplu voi plângeți că ați fost trădați, plângeți că sunteți singuri și că persoana cealaltă are pe cineva sau că alții, nu neapărat persoana cealaltă, alții, da? Alții au pe altcineva, alții se simt bine din punct de vedere intim, însă persoana aceasta e singură și plânge. Că sunt ei, că sunteți voi, iar variază. Regina de cupe. Ar putea să fie regina de cupe. Vă doriți o persoană care vă hrănește emoțional după ce altcineva încerca să vă dărâme barierele, dar, pe de-o parte, v-a simțit mințiți în cuplu. Unii dintre voi e clar că ați fost într-un cuplu în care n-ați mai simțit pasiune. Nu mai simțiți pasiune, măi, asta e adevărul. Și eventual vă doriți, că se vede și la, 9, la 10 de spade și la 7, da? Vă mințiți, aveți impresia că nu se vede, ba se vede. Și eventual vă doriți să... Să mergeți mai departe către cineva, poate chiar îi spionați, poate chiar dacă nu vă spionează ei. Dar mesajul principal, lacrimi, și totuși vă doriți o persoană sentimentală, senzuală, blândă, mămoasă, care să vă mângâie prin cap, să vă facă ceai, măcar din când în când. Ia uite cum a vrut să apară a doua oară. Măi, ce drăguț. Regina de cupe. Sunteți între un semn de aer și un semn de cupe. Regina de cupe care o s-a oprit la asul de monede, la un nou început, la un nou început care vă duce către stabilitate. După ce v-ați simțit, să zic, singuri. Dar poate v-ați simțit singuri, separat, împreună. Împreună puteți manifesta acest început, dar până la manifestarea acestui început trebuie să vă luptați ori cu ceilalți, ori cu poftele voastre, mai ales dacă sunteți la distanță. Vă doriți să aveți încredere în persoana de lângă voi și persoana de lângă voi să aibă încredere. Să nu manifestați acele aventuri, acele proiecții sau pur și simplu niște momente intime doar de dragul de a fi sau de a bifa că a fost făcut și așa ceva. Vreți ceva satisfăcător emoțional și senzual. Apă și pământ. 5. Dar vreți să schimbați această singurătate în viața voastră, în viața lor? O întâlnire. Poate vreți să veniți în secret. Poate sunt spatele acestei persoane care vă este dragă și vă atrage. Nu arătați emoțiile, da, nu arătați emoțiile, dar i-ați dori un pic îmbătați în senzații și emoții. Aici erați voi, cavalerul de monede care își îmbăta partenera. Dar el nu arăta. Voi nu arătați ce simțiți, dar vreți să-i vedeți pe ei. Ha, interesant, îmbătați de emoții. E un cuvânt îndrăznesc, dar vorbim totuși de o zonă sex. O, Doamne și diavolul. Mai a venit? A venit aici, sunteți voi, obsedați unii. Mai e cuvântul? Asta e cuvântul. Și nu zic, muse, mamă, că sunteți tot timpul obsedați. Efectiv, vă obsedează această persoană. Sau dacă, bine, vorbind de o persoană, este o persoană care vă obsedează. Din punct de vedere sexual, nu neapărat că sunteți voi niște obsedați. Adică vă gândiți foarte intens, vă aprinde într-un mod în care probabil nu v-a mai aprins cineva de mult timp. Aici sunteți voi toată ziua.
împăratul și marele preot. Toată ziua sunteți. Vreți să renașteți într-o nouă direcție care vă... ce de frumos! Vă reaprinde pasiunea. Soarele și 10 de cupe vă aduce bucurie și trezire spirituală. Iar apare. Aici sunteți voi, regele de... nu, cavalerul de monede. Nu spuneți. Nu spuneți ce simțiți, dar ați vrea să vedeți totul. Ați vrea să vedeți totul, vă temperați până la manifestarea acestui nou început. Poate vă întâlniți pe lângă vreun castel, poate îi spionați într-un fel sau altul. Poate vreți să faceți și niște declarații mai artistice, să compuneți, să cântați un cântec. Vreți să faceți ceva, să vă exprimați valetul de spade. După ce i-ați urmărit, le urmăriți așa, cam ce le place, încercați să îi impresionați într-un mod în care uneori numai un taur știe, dacă vrea, evident. Dacă vrea. Da, aici sunteți voi toată ziua, care poate într-o căsnicie, interesant, într-o căsnicie v-ați pierdut interesul, v-ați plictisit unii dintre voi. Căsnicie sau relație, sau o relație tradițională, convențională, sunteți cu spatele, da? Sunteți cu spatele aceste tradiții. Vreți să încălcați un pic tradițiile astea? Pentru că, efectiv, am senzația că vă aduc lacrimi. Nu mai simțiți, domnule, nu mai simțiți. Asta e adevărul. Vreți să renașteți judecata. Și aveți o mare pasiune către cineva care nu e lângă voi, trei de bâte, la distanță. Eventual vreți să vă întâlniți noaptea, iar apare stea, aveți speranță. Să vă întâlniți noaptea sau un secret. În secret apare și la 5 de monede. Am văzut aici la castelul ăsta. Ia uitați. În secret apare și aici. Vreți să vă întâlniți în secret cu cineva. Trei de cupe! Și 4 de bâte, să vă și jucați, să vă stimulați pe toate, cu toate mâinile. Asta e, este o etalare intimă, trebuie să vorbim un pic, măcar așa, la modul foarte discret, că știți că sunt discretă. Și despre chestiunile astea, da, vă doriți că reușiți să faceți luna asta, că totuși etalarea e pentru iulie și apare ceva, apare. Sau luna următoare rămâne de văzut. Semn de aer, semn de apă, semn de pământ. Ha, ha, ha. Dar ce vă doriți cu ei, nu aș vrea să descriu, pentru că s-ar putea să fiu tăiată de... nu tăiată. Să fiu atacată sau criticată de unii dintre voi. Dar voi știți ce vă doriți cu ei. Am această etalare din punct de vedere intim pentru tăurițe și tăuraș. Pentru iulie, viața voastră intimă nu este, dar va fi și când va fi, nu vă veți mai opri. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, evident, și dragoste și satisfacție câte mai vreți voi. Pa!